Și ce faci după bac? Păi nu știu, noi ne gândim să ducem clasa la păduri undeva, la un frigărui, să facem un frigărui și poate mai luăm și o sticlă de apă dulce ceva, în vide. Nu, mă refer după liceu, ce faci? Cred că Italia. Mă gândesc că am acolo niște cunoștință. Sau Franța, că am înțeles că și acolo o să câștig bine. Adică nu mergi nicăieri să înveți mai departe, da? Nu, Iulian, nu, lasă-mă, că școala am făcut, că 18 ani capul dobă de-am de cunoștință și de carte, nu mai trebuie, de-am vreau gata să mă apuc odată să fac niște bani, vreau să fac bani, mâine poi mâine un copil. Care copil, cu cine? Nu știu, nu, în sens că aș și eu dat și odată, nu știu, adică am zis și eu așa, îi găsi eu vreo franțuzoaică pe acolo, prin Franța. Și nici n-ai de gând să rămâi în Moldova? Nu, nici în gând, nici prin cap nu treci, dar ce să faci, băi, Iulian, în Moldova asta? Moldova asta e un fel de sătuc, de-am gata, de-am primit el pentru mine. Trebuie să mă duc, să mă... Nu, și plus, cine mă interesează în ziua de azi de țara asta? Pe mine, de exemplu. Păi numai pe tine mă ating. Cred că tu și mai am văzut că voi cu drujii ăștia voștri, când vă adunați, încercați să faci ceva... Cum se numește asta? Te duci tot timpul după școală. Centrul tineret. La centrul tineret, da. Dar eu sincer să-ți spun, eu tot timpul, că acum ne-am suntem clasa 12, de-am ne despărțim, nu ne mai vedem. Spun sincer, tot timpul mă râdem de voi. De ce? Uite, timp fascist, nu știu, vă adunați, vă organizați concursuri, organizați concerte, dansuri în sat, ați făcut o bibliotecă în centrul satului, n-am înțeles de unde până unde. Eu vă duceți la bătrâni să-i ajutați, că dacă le trebuie, dacă nu le trebuie, mai scurt, pierdere de timp. Dar ce pierdere de timp? Cum și vă plătești cineva, nu vă plăti nimeni. Nu, dar dacă vreți să faci un lucru bun, neapărat trebuie să plătească. Dar cum altfel? Nu, ok, dacă, de exemplu, tu faci curat în casă, tu aștepți salariul să-ți dai pentru asta. Ei, da, nu, băi, dar pe acasă e altceva, acasă e mama, e tata, fac curat, sora mea mai este, eu mă ocup cu altceva. Asta e cu totul altceva. Nu e altceva, e același lucru. Dacă mă interesează țara asta, vreau să ajut cum pot. Ei, asta e părerea ta, dacă vezi că în Franța nu e așa. Ba da, în Franța sunt chiar mai mulți voluntari. Da? Nu înseamnă că eu de voluntari și din Franța trebuie să mă feresc, eu nu vreau voluntari, eu vreau să mă duc să fac bani acolo. Am înțeles. Dar tu știi, tu vrei să rămâi în Moldova sau ce așa ți-ți bați? Da. Dar ce? Că îmi place acasă. Ei, nu, acasă îmi place și nici, dar cui nu-i place acasă? Îmi place și nici, îți place ție, îți place și lui. Oricare îi place acasă, dar bani nu vrei să faci? Ba da, vreau să fac, dar mai tare vreau să ajut țara în care trăiesc, ca ea să poată ulterior să-mi achite mie salariu. Exact așa a fost și în Franța. Dacă nu noi tinere, cine o să facă asta? Ceau, uite, băieți. Vezi că tu cu cuvintele astea, tu mă din poți duci de președinte. Mulțumesc. Eu cred că dacă mai mulți tineri ar gândi așa, s-ar face ceva schimbări. Da, nu, de acord. Dacă toți tineri ar gândi așa, țara asta ar prospera de la un an la altul, văzând cu ochi. De tot așa crezi? Dar cum? Mi-mi spari responsabilitatea tinerilor să rămân în țara asta și să încerci să ajut țara asta cum pot. Poate gândești să rămâi aici. Mă gândim, mă gândim. Dar tot mai tare vreau în Franța. Să fac bani. Asta, să fac bani. Băi, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, dați un subscribe. Nu vă costă nimic și pe noi ne ajută mult.